Despre femei și medicina vrem să vorbim. Rolul feminin în medicina este una specială, de mai multe motive. Mai întâi trebuie să realizăm faptul că noi avem două părți ale omenirii, partea feminină și partea masculină. Ca și esențe, ambele fiind spirite, partea feminină e partea care înalță lucruri, e partea mai fină, mai delicată, dar și mai puternică. Adică sexul mai puternic e sexul feminin. Iar partea mai brută, mai executoare, este partea masculină. Deci partea feminină conduce, partea masculină execută. În acea conducere, partea feminină e responsabil spiritual pentru transmiterea curenților de forță. Prin urmare, partea feminină inspiră, insuflă, dar mai și transmite mai departe. Unul dintre lucruri pe care transmite mai departe partea feminină este generații viitoare. Prin urmare, o feminitate care nu funcționează feminin, nu are cum să transmită, pentru că va fi un canal în sine distorsionat, nu are cum să transmită decât în mare parte curenții distorsionate. Și atunci femei nefeminine, fără să sun misogin, sunt femei care vor transmite o generație viitoare nu tocmai spiritual sănătos. Nefiind spiritual sănătoasă, generația care vine fizic sănătos, mai puțin probabil o să fie.